Un cuvânt pe care mi l-a pus Domnul pe inimă cu prilejul acestei sărbători se găsește în cartea Evanghelistului Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betlehemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betlehemul din Iudeia, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă, dă cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Parcă anul acesta am văzut această sărbătoare sau în mod special acest eveniment despre nașterea Domnului Iisus prin alți ochi. Am citit despre magi de zeci de ani. Dar am văzut zilele acestea un alt aspect și mesajul oarecum l-am intitulat Călăuzire versus Rațiune. Toți cunoașteți magii, niște oameni înțelepți, oameni care studiază astrele, dar oamenii ăștia erau în căutare. Și mă gândeam de multe ori că nu ai cum să fii călăuzit dacă nu cauți. Nu ai cum să fii călăuzit dacă nu cauți. Dacă nu cauți să te apropii de Dumnezeu, n-ai cum să fii călăuzit. Dacă nu cauți ca să te devii mai bun, cum auzeam, nu ai cum să fii călăuzit. Oamenii aceștia căutau și dintr-o dată au văzut un semn ciudat pe cer. Dintr-o dată au văzut un semn ciudat. Și magii istorisesc împăratul Irod: am văzut steaua în răsărit. Și începe călătoria lor. Începe, de fapt, călăuzirea lor. Nu știu cum arăta steaua aceea, cât de mare, cât de aproape, ce formă avea, doar speculații din partea multor oameni. Dar era ceva deosebit. Pentru că acea călăuzire pe care o ai din partea lui Dumnezeu întotdeauna va fi deosebită. Călăuzirea pentru mine nu va fi la fel pentru tine. Călăuzirea pe care eu am în partea lui Dumnezeu nu va fi la fel și pentru tine. Pentru că Dumnezeu vorbește fiecăruia în funcție de cine suntem noi ca oameni. Este frumos aspectul acesta care spune că iată că au venit niște magi. Și nu au pus numele acelor magi. Nu au zis cine erau ei, ce statut social aveau. Pur și simplu erau niște magi. Pentru că în acest context
Nu ei erau personajul principal. Era altcineva personajul principal. În călăuzirea noastră a fiecăruia, nu sunt eu personajul principal. El este personajul principal. Pentru că felul în care El începe să mă călăuzească pe mine este spre binele meu, dar întotdeauna este spre glorificarea numelui Lui. Au venit la Ierusalim niște magi, dar întrebarea se pune, de ce au venit la Ierusalim? Au venit din depărtare, de la răsărit. O săptămână, două, o lună, nu știu cât au mers cu cămilele. Dar știu că au venit prin deșert. Și prin tot acest deșert ei s-au lăsat călăuziți de acea stea. În momentul în care s-a apropiat de Ierusalim și au văzut orașul, care nu arăta așa cum arată astăzi, sigur, dar ceva s-a întâmplat în inima lor și au renunțat la călăuzire și au apelat la rațiune. Și au spus, acest Hristos, care este un împărat, sigur se va naște într-un palat. Și au renunțat la călăuzire și știți ce au făcut? Și-au luat ochii de la stea și au zis, mergem la împărat. Mergem la palat, pentru că acolo va fi împăratul. Și mi-am dat, Doamne Iisuse, de atâtea ori am luat ochii de la stea, pentru că am crezut că am o rațiune sănătoasă. Și foarte multe aspecte din viața mea, rațiunea este extraordinar de importantă, dar nu atunci când se schimbă cu călăuzirea. Nici de cum. Nici de cum. În momentul în care mi-am luat ochii de la stea, în momentul în care mi-am luat ochii de la călăuzire, încep să fac greșeli. Hristos, prin cuvântul său, prin cel care a scris cartea Evrei, spune, uitați-vă, țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței voastre care este Iisus. Uitați-vă, țintă. Confortul ne creează un context în care să acționăm prin rațiune. Și de fiecare dată când suntem în confort, renunțăm la călăuzire și trecem la rațiune. Și ăsta este contextul perfect pentru greșeli. Pot să spun multe evenimente din viața mea când am renunțat la călăuzire și m-am dus cu rațiunea. Pentru că am zis că pot și știu. Ca Samson altădată, nicio problemă, voi face ca și înainte. Și iau călăuzirea de acum, cred că este aceeași în fiecare context din viața mea. Dar nu este adevărat. Iau o experiență trecută și încep să clădesc pe această experiență trecută și să zic, voi face ca și înainte. Mai știu contextul ăsta. Atunci a făcut Dumnezeu așa. Ai super, mă voi duce să fac cu tare și cu tare lucru, pentru că știu. Dar Dumnezeu nu lucrează prin automatisme. Dumnezeu nu lucrează prin automatisme. Pentru că în fiecare context, El vrea să mă învețe ceva pe mine. S-a oprit la palat. Și a pus o întrebare care a deranjat extraordinar de mult. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Despre cine e vorba? Când numai eu sunt împărat, spune Irod. S-a născut alt împărat undeva? Soția mea nu știu să fie născut. Moștenitorul meu la tron este complet altcineva. Cine este acest împărat? Dar magii i-au dat o identitate acestui împărat, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit. Dar stai puțin că eu când am devenit împărat, nu am răsărit nicio stea. Când eu am devenit împărat, spune Ierod, nu am răsărit nicio stea. Ce fel de împărat este acesta?
greșeala pe care a făcut-o magii și pe care și eu și poate și dumneavoastră ați făcut-o, am renunțat la călăuzire și am trecut la rațiune. Și de acolo a început să curgă greșelile. A fost o întrebare și așa retorică. Doamne, dacă nu s-ar fi dus magii acolo, mai erau crimele care au urmat? Și cineva spunea, păi nu, trebuie să se împlinească o profeție. Dar evenimentele nu se întâmplă să se împlinească o profeție. Profeția a fost pentru că Dumnezeu a știut de evenimente. Dumnezeu nu creează o profeție și după aceea creează un context să se întâmple profeția. Pentru că El este omniscient, adică știe tot de dinainte. Dacă fiecare zi din viața mea a fost numărată, dacă știe exact de când m-am născut până când eu mor, înseamnă că îmi cunoaște istoria, înseamnă că îmi cunoaște alegerile, înseamnă că îmi cunoaște deciziile din viața mea. Doamne, poate eram scutiți de multe dacă rămâneam în călăuzire. Doamne, dacă rămâneam în călăuzire, poate că nu răneam pe X, pe Y. Doamne, dacă rămâneam în călăuzire, nu răneam pe scumpa mea soție. Nu răneam copiii, nu răneam biserica dacă rămâneam în călăuzire. Dacă eu continuam să am ochii ațintiți la stea și să nu mă duc cu contextul meu, că doar acolo se va naște un împărat, doar la palatul acesta foarte luminos, foarte mult aur. Poate aș fi fost altundeva astăzi. Poate că alți oameni pe care eu i-am rănit, poate că nu o să mai vină niciodată la să te asculte pe tine în biserică. Poate vecinii mei, poate că n-am fost o mărturie pentru ei, pentru că am intrat de multe ori prin rațiune și am zis, băi, treaba lor asta. Eu le-am zis odată și eu că-s pocătit, treaba lor dacă vin la biserică. Încep să judec la acțiunile pe care ei le fac și intervine rațiunea. Ierod s-a dus să-l cerceteze. Când a auzit împăratul Ierod, s-a tulburat mult. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Și oamenii imediat au început să gândească, eu o să fiu detronat. Ierod va fi detronat. Noi, tot guvernul acesta, noi vom fi concediați. Ce se întâmplă cu noi? Cine este acest împărat? Și au început să-i cheme pe cei înțelepți de-ai lui. Și au început să-i cheme pe oamenii care erau preoți în vremea aceea, cărturari, și au căutat să afle, și este extraordinar acest detaliu, unde trebuie să se nască nu împăratul lui Israel, Hristosul. Atât de mult îmi place articolul hotărât în limba română, care determină atât de frumos identitatea, cine este. Nu este unde trebuia să se nască un Hristos. Că Domnul Iisus spune, vor veni mulți Hristoși. Dar nu uita, este doar unul singur. Unde are să se nască Hristosul? Păi rog, stai puțin, că magii omului să caute un împărat, nu un Hristos. Ce legătură sunt între aceștia doi? Între împăratul pe care au venit magii să-l caute și au venit oameni să spună, stai puțin, că tu de fapt, voi de fapt căutați pe Hristosul. Cine este acesta? Și îmi place întotdeauna întrebarea lui Pilat. Cine ești? Ce este adevărul? Și afirmația lui Pilat. Tu un împărat tot ești. Tu un împărat tot ești. Și au zis, da, sunt. Dar nu sunt genul ăla de împărat pe care tu îl ai în minte, pe care rațiunea ta îți spune. Nu am venit genul acela de împărat călare pe cal alb și cu mulți o suită de oameni după mine.
Nu am venit împopoțonat în haine și straie, purpură și aur. Nu am venit așa. Pentru că împărăția mea are o altă natură. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, chiar dacă tot ce vezi tu este al meu. Împărăția mea este de altundeva. Pentru că acest Hristos, Hristosul, este un împărat, dragii mei, al împărăției lui Dumnezeu. Nu este un împărat al lumii acesteia. Lucrul cel mai greu pentru iudei a fost acesta. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. De ce? Pentru că nu a venit cum rațiunea lor le spunea că el trebuie să vină. Și de multe ori luăm pe acest Hristosul și îl punem în niște cutiuțe și se spune așa trebuie să lucrez. Doar așa trebuie să lucrez. Tu ăsta ești, aici ești. Și vrem să limităm pe Hristosul, să limităm la mintea noastră limitată. Și să folosim rațiunea. În tot ceea ce face, în tot cum se manifestă, intervine rațiunea. Și dacă nu intră acțiunile lui în rațiunea mea, e greșit. Și iudeii au zis, da, tu, Dumnezeu, blasfemie! Tu, un împărat, blasfemie! Și au zis, Pilat, nu mai scrie acolo că împăratul iudeilor, nu spune, el a zis că nu crede nimeni asta. Spune că el a zis că este împăratul. Dar nimeni nu-l crede. Pentru că un împărat nu ar permite să întâmple lucrurile astea în viața lui. Un împărat să vină să se nască în felul în care el s-a născut? Rațiunea mea nu poate să cuprindă felul în care acest împărat a venit. Nu se poate așa ceva. Nu intră rațiunea mea. Este un împărat ilicit. Nu există așa ceva. Este un impostor. Pentru că așa îmi dictează rațiunea. Dragii mei, am auzit multe statistici la radio despre evenimentele acestea. Niciunul corelat cu nașterea Mântuitorului. Povestea de sania lui Moș Crăciun cât de grea este. Povestea de îmbrăcămintea lui Moș Crăciun, din ce material este făcută, cât de mare, totul, povești de genul acesta. Pentru că momentul în care te lași călăuzit să spui, nu, pruncul din Ieslea Betleemului este Hristosul, se schimbă perspectiva. Aleluia. Îți schimbă perspectiva. Și magii acestea au rămas acolo cazați. Pentru că chestiunile astea s-au întâmplat pe o durată de timp. Nu au fost în 5 minute, gata, hai să vedem ce se întâmplă, cine sunt, de unde veniți voi, îi chemăm pe preoți, gata, mergeți înapoi. Și au rămas acolo, pentru că împăratul Irod trebuia să afle niște răspunsuri. Și află un răspuns extraordinar de tulburător. Și spune, unde trebuie să nască acest Hristos? În Betleemul din Iudeia. Pe unde e ăla? Păi aici e la aruncătură de băs de noi. Adică se întâmplă lucruri aici lângă mine și eu nu știu. Adică se întâmplă aici lucruri lângă mine și eu habar nu am că a venit aici Hristosul. Aici lângă mine se întâmplă evenimente de o astfel de amploare. Și eu nu știu nimic? Din păcate, da. Pentru că rațiunea este foarte îngustă. Este foarte limitată. Și va trece acest Crăciun, vor trece aceste sărbători, va trece și anul nou, și vor trece și alți sfinți, și alți sfinți și mai departe, și va trece Hristosul pe lângă mulți. Chiar dacă este în proximitatea lor, chiar dacă se întâmplă atât de aproape foarte multe lucruri, Hristosul rămâne Hristos.
tu vei rămâne aceeași persoană cu rațiune. Pentru că de Crăciun trebuie să întâmple doar asta, asta și asta. Și trece Hristosul pe lângă tine. Și tu nu-ți dai seama că este atât de aproape. Au mai venit unii la el și el a spus, ești atât de aproape. Ești atât de aproape să-L cunoști pe Hristosul, dar rațiunea te împiedică. Pentru că nu poți să vezi dincolo, dincolo de rațiunea ta. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetinile lui Iuda. Chiar dacă ești un cătun, chiar dacă pe vremea aceea erau câteva case, le puteai număra. Însemnătatea nu o dă numărul. Însemnătatea o dă Hristosul. Noi nu mergem prin număr, noi mergem prin Duhul. Noi nu avansăm prin rațiune și să fim cât de mulți ca să biruim, nici de cum. Plăcea un frate care lucra undeva în zona Cugirului, lângă Sebe și Alba, și avea așa o atitudine, lucra într-o întreprindere unde se făceau mașini de spălat, dar nu știu cum le-a sablat, tot arme ieșeau. Și el spunea acolo, eu plus Dumnezeu formez majoritatea. Și zic, wow, ce atitudine! Și eu zic, eu când intru în fabrica aia, eu plus Dumnezeu formez majoritatea. Nu-mi trebuie mulțime. Pentru că eu plus el formez majoritatea. Betleemul plus Hristosul a format majoritatea. Betleemul a fost pus pe hartă datorită Hristosului care s-a născut atunci. Nimeni nu băga în seamă zona de Betleem. Nimeni nu câștiga zeci de mii de euro astăzi meargă vizită dacă nu era Hristosul. Era un alt cătun undeva. Era altundeva, undeva, un sătuc în Israel, lângă Ierusalim. Din tine va ieși o căpetenie. Din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Nu din Ierusalim, nu din palat, dintr-un sat de lângă Ierusalim va ieși păstorul. Frumos, îi iubesc pe păstorii de pe câmp de acolo așa, minunați, iarăși niște oameni neînsemnați, niște oameni fără niciun statut social. Și ce interesant, Dumnezeu a ales să li se descopere lor. Pentru că El va fi păstorul. Mă duc aminte când am venit să... Eram în practică la o biserică, eram în timpul seminarului. Și un frate mai în vârstă dintr-o biserică mică, mică, erau câțiva oameni acolo undeva la țară, lângă București. Și m-a zis, frate dragă, vrei să te faci păstor, așa e? Și am zis, da. Și lui să nu uiți un lucru. Păstorul tău să miroase a oaie. Mi-a rămas în minte lucrul ăsta până astăzi și până când mor. Pentru că dacă nu miroși a oaie, nu ai ce căuta lângă Hristosul. Pentru că acest Hristos lui i-a plăcut să miroase a oaie, să stea acolo, în mijlocul oilor. Și au zis, ăștia sunt ai mei. Eu am venit la ăștia care au nevoie de doctor, nu la cei sănătoși. Și am venit aici, nu mă afectează păcatul lor, pentru că eu sunt fără păcat. Dar am venit aici să le ofer vindecare. Am venit aici să le ofer călăuzire. Eu, Hristosul, am venit pentru cei care au nevoie de doctor. Cei din Ierusalim se pare că n-au nevoie de doctor. Sunt bine acolo unde sunt, în templul lor, în religia lor, în absolut tot ce înseamnă partea asta teoretică și a teologiei. Ei au venit ca cei bolnavi, cei cu inima zdrobită,
să fie vindecați. Asta a fost scopul meu. N-am cum să mă fi născut într-un palat, pentru că nu aveam acces la inima celor neînsemnați, a oilor. N-aveam cum să am acces la ei. În Betleemul din Iudeia, el va fi păstorul poporului meu, Israel. Și se întâmplă ceva. Și citești textul acesta și spui, wow, cea mai mare evanghelizare a făcut-o magie. Că imediat Irod zice, vreau să mă închin. Nu i-a refuzat deloc să vină la biserică. Nu i-a refuzat deloc. Și a zis, Irod, așa puțin, a chemat pe, înascuns pe magi. Și zice, să nu vadă preoții și cărturarii că eu chiar am un interes față de acest Hristos. Nu trebuie să știe ei. Hristosul acesta a devenit important pentru mine. Dar vă chem înascuns. Ca nu cumva să afle și alții. Și citind textul, să spui, încep să-i dai dreptate lui Irod. Dar viața de zi cu zi îmi spune altceva. Îmi spune că nu poți să taci când ceva s-a întâmplat în inima ta. Când cu adevărat ai ajuns la cunoștință că există Hristosul, nu poți să mai faci nimic în ascuns. Nu poți să mai faci nimic în ascuns. Pentru că lumea de începe să se vadă vorba ta. Felul în care vorbești, felul în care te comporți, te va da de gol că în tine există Hristosul. Dar inima lui Irod nu era acolo. Inima lui Irod nu era acolo. Pentru că o persoană călăuzită, o persoană călăuzită nu face nimic în ascuns. O persoană călăuzită nu creează nimic în ascuns. Dar s-a întâmplat ceva și au zis, a aflat întocmai vremea în care se arătase steaua. Dragii mei, am început să mă întreb foarte, foarte serios, Doamne, când a fost vremea când ai început să mă călăuzești pe mine? Când a fost acea vreme? Când a fost acel moment în viața mea? Și de ce căutam asta? Nu pentru că aveam o îndoială în inima mea. Pentru că atunci când trăiești într-o familie de creștini, biserica face parte dintre rutina zilnică. Și te duci la biserică, vii la biserică, ai Biblia, nu se înjură în casă, nu se bate în casă. Nu... Și totul devine așa o rutină și tu ai trăit în biserică. Și te gândești la momentul ăla, Doamne, când am început eu să fiu călăuzit de Hristosul? Când a fost momentul ăla? Pentru că trebuie să existe un moment. Pentru că această călăuzire nu se moștenește. Vine în urma unei căutări. Credința nu se moștenește. Credința se primește într-un mod strict și personal. Dar chiar și așa mă gândesc, Doamne, când a existat vremea? Și Domnul Iisus spune, într-un anumit context, o, de fi cunoscut vremea cercetării tale. Sunt momente astăzi, și în acest context de sărbători, în care Dumnezeu îi mai cercetează pe unii. Dumnezeu încă mai cercetează. Nu s-a plictisit nici de colinde, nu s-a plictisit de noi, nu s-a plictisit de noi că să-L mărturisim într-una și într-una și într-una și într-una, poate cu aceleași cuvinte, poate cu aceleași colinde, poate să fie permanent același mesaj. În călăuzire, mesajul nu se schimbă. În călăuzire, mesajul nu se schimbă. Se schimbă felul în care ajung același mesaj. Dar mesajul nu se schimbă. Și astăzi, sau poate la sfârșitul anului, sau la începutul anului viitor, la jumătatea anului viitor, oare ai cunoscut vremea în care s-a arătat călăuzirea, s-a arătat steaua? Și ce ai făcut cu ea?
Irod s-a dus la ei și a aflat vremea când s-a arătat steaua. Vremea când a venit călăuzirea în viața lor și ei au început să urmeze această stea. Nu știu când a fost vremea aia. Nici nu contează. Contează că a existat un moment. Dacă a trecut pe lângă tine acel moment, dacă a trecut pe lângă tine cu ceva timp în urmă acel moment, astăzi ai din nou ocazia să nu ratezi momentul. Pentru că astăzi Hristosul vrea să te călăuzească. Și anul următor. Și prin toată viața pe care tu o mai ai pe acest pământ, El dorește să fie călăuza ta. El dorește să fie călăuza ta. Apoi a trimis la Betleem. Și duceți-vă. Duceți-vă la Betleem. Și vreau să mergeți acolo să cercetați cu deamănuntul despre și să schimbați statutul. Nu a mai fost nici împărat, nu a mai fost nici Hristos, a devenit prunc. Să vedeți de pe acest prunc. Să căutați cu deamănuntul, să vedeți exact cine este acest prunc, unde se află el. Rațiunea de multe ori schimbă statutul lui Dumnezeu. Deci foarte multe ori rațiunea schimbă statutul lui Dumnezeu. Dintr-un Dumnezeu atotputernic, dintr-un Dumnezeu omnipotent, omniscient, devine un prunc, devine un nimeni. Doamne, spunea cineva, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit. Eu coborând statutul. Doamne, dacă Tu ai fost cu adevărat Dumnezeu, nu s-ar fi întâmplat asta, asta și asta în viața mea. Doamne, dacă Tu ai fi fost. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, cineva întreabă. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă. Îndoială. Și toate lucrurile prin care trecem noi ca oameni, pentru că mergem foarte mult pe rațiune, schimbăm statutul acestui Hristos cum vrem noi și când vrem noi. Și de cele mai multe ori îl declasificăm pe acest Hristos. Și de la împărat, Hristos a devenit... Să spui și cine e pruncul ăsta. Și de multe ori avem atitudinea aceasta. Avem un Dumnezeu neputincios. Las că mă descurc eu. Las că pot eu. Că până la Dumnezeu te mâncă sfinții și trebuie să intervin eu. Este Hristosul. Nu mai există altul ca El. El nu a devenit Hristos. Nici la 8 zile, nici la 6 săptămâni, nici la 12 ani, nici la 30 de ani. El nu a devenit Dumnezeu. El s-a întrupat. Dumnezeu s-a întrupat. El a fost Dumnezeu, acest prunc. Era Dumnezeu, Iisus Hristos, Emanuel. Dar rațiunea mea îmi spune altceva. Merge și afla să mănunte despre pruncul ăsta. Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. Și ce s-a întâmplat ulterior? Cunoaștem inițiativa lui Rod ulterior, că și-a dat seama că a fost înșelat de magi. Dar se întâmplă ceva minunat. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit. Dragii mei, călăuzirea nu schimbă subiectul, nu schimbă ținta. Poate să schimbe contextul, dar nu va schimba ținta. Și de aceea o spus, steaua aceea pe care o văzut-o în răsărit, o identificat-o, e aceea stea, nu s-a schimbat. Chiar dacă eu am făcut greșeală, chiar dacă am fost în păcat și chiar dacă am deviat de la traseu, chiar dacă am permis păcatului să vină în viața mea și a intervenit rațiunea,
Hristosul este același. El nu se schimbă niciodată. Și o zi te aștept. Știți cel mai minunat lucru care l-am văzut aici? Că steaua nu și-a continuat drumul fără magi. Steaua nu și-a continuat drumul și-a zis, păi eu mă duc înainte, tu trebuie să vii după mine. Și Iisus nu, zice, hai mă că te aștept. Hai că te aștept. Pentru că trebuie să te duc la destinație. Te-ai rătăcit, nicio problemă. Pocăiește-te, hai după mine. Îi aștepta acolo la ieșire. Pentru că l-au ascultat pe împărat, au ieșit din templu, au ieșit din palatul respectiv și când au văzut ei steaua care, aceeași care s-a arătat în răsărit, nu s-a modificat. Pentru că atitudinea lui Hristos nu se modifică dacă eu am greșit. El nu o să mă iubească mai puțin dacă eu am păcătuit și au intervenit rațiunea la un moment dat în viața mea. Pentru că El este neschimbător. El este neschimbător, dragii mei. Și eu zic, am plătit un preț pentru tine. N-am cum să-mi schimb atitudinea față de tine. Cât de păcătos ești tu. Hai să ne judecăm, ce Domnul. Hai să ne judecăm, să vedem cât de... cum sunt păcatele voastre. Cât de roșii sunt, cât de negre sunt. Prin sângele lui Iisus Hristos, care curățește orice fără de lege. Orice fără de lege. Voi face alb ca zăpada. Mai alb ca zăpada. S-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Și sunt gata, călăuzirea s-a oprit, au ajuns la destinație și totul s-a terminat. Și noi luăm de foarte multe ori nașterea din nou sau botezul, le luăm ca destinație. Nici de cum, dragii mei, e doar începutul. E doar începutul călătoriei noastre frumoase. Pentru că destinația noastră este împărăția acestui Hristos. Aia e destinația noastră. A, sunt momente pe drumul în care o luăm o pauză. Este către o haltă în viața noastră, da. Dar în viața noastră, când s-a oprit călăuzirea la un moment dat, nu înseamnă că ai ajuns la destinație. Ai doar o pauză. Lui Ilie i-a dat o pauză. Și ai reintervenit călăuzirea. I-a dat o pauză. Liniștește-te aici, mănâncă, bea, ia o pauză. E liniștit, frumos, de aici. Pentru că urmează partea cealaltă a călăuzirii. Dar s-a bucurat. Și e frumos să ne bucurăm de pauze în prezența Hristosului, dragii mei. Și să ne desfătăm în prezența Hristosului. Dar câtă vreme noi mișcăm și suflăm, noi încă nu am ajuns la destinație niciodată pe pământul acesta. Suntem într-o continuă călăuzire. Suntem într-o continuă călăuzire. Au ajuns, s-au oprit deasupra locului de la pruncul. Când au văzut de steaua, n-au mai putut de bucurie. Ce minunate sunt momentele alea. Când vin dintr-un moment de rațiune, când vin dintr-o perioadă de rațiune și parcă îmi găsesc iarăși locul și văd călăuzirea, ce ușurat respir. Ce ușurat respir, de ce? Pentru că El nu m-a părăsit. Pentru că în momentele de rațiune începe rațiunea să funcționeze, te-a părăsit, tu nu vezi că nu mai e aici. Dar diferența între eu a pleca și El a pleca e mare. El nu pleacă niciodată. Și El încă mă așteaptă. Și El încă mă așteaptă, e acolo. Și când regăsești călăuzirea, îi spune unei biserici din Efes, îi spune, du-ți aminte unde ai căzut. Adu-ți aminte unde ai intrat în rațiune. Și spune, întoarce-te. Pentru că doar întorcându-te, doar pocăindu-te, doar recunoscând că ai intrat în rațiune, doar așa vei găsi călăuzirea. Doar așa vei regăsi călăuzirea. Am intrat în casă, a văzut pruncul cu Maria, mama lui,
s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis viseriile și-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. N-ai cum în toată această călăuzire să nu-i te închin lui. Nu ai cum să nu te închin lui cu tot ce ai și cu tot ce ai mai bun. Cu tot ce ai mai bun să-i dai lui. Magdalena Maria și Iosif au plecat niște săraci, niște nimeni, niște anonimi. Prin mulțimea aia acolo, erau și ei pe acolo. Pentru că am Iosif, Maria și era însărcinată. Și mergeau pe măgăruși și veneau că trebuie să înscrie. Să făcea recensământ. Nu era nimic deosebit la ei. Cu ce plătim anul? De unde luau lapte praf? De unde iau scute? De unde iau aia? De unde am cealaltă? Că suntem săraci amândoi. De unde iau toate astea? Stai liniștit. Stai liniștit. În călăuzire uiți de rațiune. În călăuzire uiți, Doamne, eu vezi că eu trebuie să mănânc mâine, ce să fac? Ok, mă duc, mă duc acum, eu trebuie să fac rost că trebuie să mănânc. În călăuzire, Domnul o să-ți poarte de grijă și din punct de vedere material. Domnul o să-ți poarte grijă și din punct de vedere material. Și-au venit aur, smirnă, tămâie, wow, i-am îmbogățit. Pentru că asta face călăuzirea, te îmbogățește. Dar nu neapărat din punct de vedere financiar și material, dragii mei. Că asta este o teorie a prosperității care nu este biblică. Dar Dumnezeu îți va purta de grijă de fiecare dată când tu te lași în călăuzire. De fiecare dată când te vei lăsa condus de El. Au fost momente grele și în viața lor. Au fost momente și în viața voastră. V-a lăsat călăuziți și Dumnezeu a început să binecuvinteze viața voastră. Și din punct de vedere material. Un ultim aspect cu care vreau să închei. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Și se întreb, Doamne, oamenii ăștia nu știu altceva, doar să urmărească o stea. De ce ai dat vis? Că ăștia s-au obișnuit să vadă stele, atât numai. Ați cu capul nor ăștia. Numai stele văd ăștia. Cum să-i dai un vis? În timp ce te lași călăuzit, îi permiți lui Dumnezeu să-ți vorbească în ce mod vrea El. În timp ce te lași călăuzit, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în celălalt. Ideea este dacă tu iei seama. Câtă vreme te lași călăuzit de Dumnezeu, El îți va vorbi așa cum dorește El. Așa cum dorește El. Nu cum te-ai obișnuit tu. Nu că experiența ta trecută o să vorbească acum tot așa cum vorbi data trecută. Nici de cum. Dumnezeu schimbă modul în care le vorbește. Dumnezeu schimbă călăuzirea. Pentru că doar închinarea înaintea pruncului nu a fost punctul final în viața lor. Trebuie să se ducă înapoi acasă. Trebuie să se ducă înapoi acasă. În liniște, în siguranță. Și cuvântul Domnului spune și s-au întors în țara lor. S-au întors în țara lor pe un alt drum. Nu știu care era drumul ăla. Nici nu contează. Nu contează drumul pe care eu o să-l am anul viitor. Nu contează. Câtă vreme este sub stricta călăuzire a Hristosului. Nu mă interesează ce va duce 2024. Câtă vreme stau sub călăuzire, câtă vreme rămân acolo, s-ar putea să fie mai lung drumul, s-ar putea să fie mai anevoios drumul, s-ar putea să fie foarte greu drumul, dar este un drum pe care ți l-a trasat Hristosul. Rămâi pe el. Nu căuta scurtături, pentru că s-ar putea să faci greșeli. S-ar putea să faci greșeli. Câți dintre voi când stați în coadă, poate că sunt două, trei, vezi că o coadă, un rând merge mai repede și ai vrea să ajungi și tu pe rândul ăla, că uite că ai avansează, nu? Vezi, aș vrea să mă duc și eu pe rândul ăsta, că uite ce repede merg ăștia. Și intervine rațiunea. Și te uiți în stânga și în dreapta, stai puțin că ajunge mai repede. Doamne, cu mine ce faci? Parcă bat pasul pe loc.
Doamne, parcă nu se întâmplă nimic, parcă numai eu am greută să le n-ar nimic, ia uite ce bine îi merge. Nu te uita călăuzirea celuilalt, urmărește călăuzirea ta. Nu căuta slujba celuilalt, pentru că el are altă slujbă pentru tine. Și este cel mai important să știi că ești în călăuzirea lui și faci ceea ce ți-a dat el să faci. Este cel mai important. Indiferent ce aduce anul 2024, nu uita, Hristosul este cel care te călăuzește. De aceea, pentru anul 2024, roagă-te doar atât. Doamne, vreau să mă las călăuzit de tine. Doamne, vreau să-ți văd călăuzirea. Și o să-ți am să vă trimit un nou mângâietor. Am să vă trimit pe altcineva. Am să vă trimit un nou mod de a să vi-l descopere pe Tatăl meu. Vă trimit Duhul adevărului. El are să vă călăuzească în tot adevărul. El are să vă călăuzească în tot adevărul. M-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Am început să vă spun anumite lucruri despre ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Vine Duhul și va schimba călăuzirea. Destinația e aceeași. Scopul este același. Nu te lăsa influențat de context. Nu te lăsa influențat de rațiune. Pentru că vei avea momente să te lași influențat. Vei avea momente să-ți lași privirea în jos, să te uiți un pic în jos acolo. Pentru că lucrurile încep să se tremure tot mai mult, tot mai mult și vor tremura tot mai mult. Nu uita, Hristosul veghează. Hristosul este împăratul împărăției lui. Și el continuă să vegheze asupra ta și asupra mea. Vă invit să vă ridicați. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu că a permis nașterea Fiului Său în lumea noastră. Să ia chip de om, să părăsească gloria cerească, să se facă asemenea mie și ție, dar fără păcat. Dar fără păcat. El este Hristosul care m-a călăuzit până aici. El este Hristosul care m-a dus astăzi unde sunt. Și El ține promisiunea că o va face până la sfârșitul vieții mele. Așadar, El rămâne același. Are același scop suprem și sublim pentru fiecare dintre noi. Că acolo unde este El, să fim și noi. Până atunci, să ne ajute Dumnezeu și să ne rugăm, Doamne, vreau să mă las călăuzit de Tine. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, vreau să mă las călăuzit de Tine. Amin. Amin.